Domnul Vașta, acum este din nou în sala de box, se și boxează. Cât de dor v-a fost? Păi, din păcate, după o perioadă de timp, să spun așa, cu pandemia, sportivii nu prea au putut nici să se antreneze la nivelul lor, adică la valoarea lor. Și e, totuși este un pas înainte, că totuși s-a putut organiza aceste două competiții. Tot este un pas în față, pentru că băieții fac meciuri și, în afară de asta, ne bucurăm că ne întâlnim iarăși și antrenorii și foști colegi de-ai mei și așa mai departe, avem un prilej să ne întâlnim după atâta timp. În ultima perioadă a stat așa ascuns, nu mai știe nimeni nimic de dumneavoastră. Ce ați făcut? Nu, eu sunt la Dreșița, la clubul CSMR, sigur, și avem generație de copii, dar, repet, cu pandemia asta nici nu poți să mai faci selecții, să mai faci meciuri. Domnul Relu Aura spunea că își dorește să ajungă să facă o generație, exact cum a fost cu dumneavoastră, cu frații Simion. Când va mai ajunge boxul românesc la așa performanță? Sigur, tot de noi depinde și sigur, eu știu, de noi ca antrenori, ca să putem să muncim.